Oameni de pe tot internetul, Le Puf, ca de obicei, prezent la datorie alături de voi cu un nou episod din Breazla Haiducilor. Pentru cei care n-ați fost aseară pe live, păcat. Dacă vreți să vedeți live-ul reluare, aveți mai jos butonașul de join, trebuie să deveniți membri de la frățiorul în sus, adică frățiorul, bombardier sau văruțul, ca să puteți să vedeți live-urile în reluare, dragii mei. S-au întâmplat multe aseară pe live. Și mai exact, am terminat de făcut 15 mașinării din astea de TNT duping, ca să dăm drumul la toată măgăria asta și să ne spargă toată șchemuța de pe partea asta. Din păcate și din nefericire pentru noi, le-am pus un picuț cam aproape una de cealaltă, sau nu neapărat că au fost un picuț cam aproape una de cealaltă, dar nu a fost destul spațiu, să zicem așa, între ele și podea și... S-au cam stricat o mare parte din ele, de exemplu, asta e stricată, asta e stricată, aia de acolo e stricată, alea două de acolo sunt stricate sau una, nu știu câte sunt. Din toate mașinuțele astea au mai rămas funcționale, cred că vreo 3 sau ceva de genul ăla. Pur și simplu s-au întâmplat să pice prea multe TNT-uri în același loc, să explodeze, să arunce în alt TNT mai sus un picuț, să explodeze ăla și să strice mașinăriile practic și ne-am ales cu chestia asta de aici. E bine, unele au funcționat. După cum puteți să vedeți și aici, au fost cred că vreo 3 sau 4 care au funcționat sau ceva de genul ăla. Acum ce trebuie eu să fac este să mă reapuc să le refac pe toate, mă rog, nu chiar toate, câteva care trebuie refăcute neapărat în totalitate. Și după ce am terminat toată șmecheria aia, e bine să vă las pe voi cu un micuț timelapse, cum o să spargem toată baza asta. Oameni buni, după cum ați putut vedea și în timelapse, distrugere în masă aici, distrugere în masă, pur și simplu. Cumva au reușit să se mai strice încă o mașinuță din asta, în timp ce își făceau treaba. Nu știu, pur și simplu, din ce am văzut eu, cumva ajungea TNT-ul la coral și distrugea coralul și odată cu coralul distrugea și sistemul celălalt său. Not a biggie though. Așa că ce o să facem acum e să oprim frumușel toate mașinițele, ca să putem să scoatem lava ce avem pe aici și să scoatem apa și așa mai departe, după care le mai dăm drumul încă o tură și ar cam trebui să fie gata toată treaba. După ce am mai dat drumul încă o tură la toată șmecheria asta, ar trebui în general să fie gata toată nebunia de aici, să nu mai avem treabă cu nici un bloc. Trebuie să scoatem apa aia de acolo, lava aia de acolo, lava aia de pe aici, lava aia de pe acolo și așa mai departe. Deci practic fiecare bucățică de lavă în parte și fiecare, cum îi zice, patch din ăsta de obsidian cam trebuie scos. Nu ar fi trebuit în mod normal, puteam să le lăsăm așa, fără nicio problemă, dar schema este că eu sunt picuț cam special, să zic. Nu știu, n-am găsit cuvântul necesar pentru a mă descrie în situațiile astea, dar îmi place ca totul să fie clean, știți? Adică dacă tot am început toată schema asta,
Să fie totul elegant, mișto, frumos, până jos la bedrock, să nu avem lavă deloc și așa mai departe și să arate totul cum îmi place mie să arate. În principiu, cred că pot eu... Ups, asta nu trebuie. Uite, așa vreau să fac. Ăla-i. Pot să pun astea acolo. Uite așa. Să mă scap de ele odată. Redstone-ul să-l păstrăm la noi, pentru că o să trebuiască să dăm iară drumul la nebunile astea. Și luăm cu noi niște cobblestone. There we go. Și acum, frumușel, frumușel, încetul cu treabă bună, o să mă apuc eu să scot toate prostiuțele astea de pe aici. Ok, aici văd că suntem cât de cât în regulă. Mai avem pe aici, pe acolo, niște lavă care curge. Obsidianul ăsta o să trebuiască scos. Așa. Lava aia încet, încet o să dispară, cred eu. Aici văd că avem o chestiuță, o chestiuță micuță cu lavă. Bun. Pe aici mai avem niște... avem ceva lavă. Avem ceva lavă, nu glumă. Cred că astea, dacă țin eu bine minte, da, îs... Ba, uite, astea cumva s-au stricat din nou. Da. Au rămas cumva... Oh, astea s-au bugui și au rămas fără minecart-uri. Dude, that sucks. That sucks. Hmm. Și știți care e partea nasoală? Că odată ce o să le aduc pe astea încoace... O să trebuiască să le spart TNT-ul și după aia să le pun nebunile aia și după aia să le pornesc din nou. Pur și simplu s-o descărcat chancurile. În momentul în care, că în cinematic ați văzut că am zburat un picuț cu Haidu Camu, am zburat un picuț în partea aia și așa mai departe, și în momentul în care am s-o descărcat chancurile, văd că astea care au rămas practic în chancul ăsta, de aici, s-au buguit și le-au dispărut, nu neapărat că s-au descărcat chancurile, pur și simplu s-au buguit și le-au dispărut minecarturile. Și ăsta și-a lăsat, văd că, un picioruș în urmă. Which is not a big deal, că îl spargem și îl punem la locul unde trebuie. TNT-urile îs la toate. Ah, super. Dragilor, care sunteți voi, dragi, uite că am reușit și să săpăm toată chestia asta. O venit și Blue un picuț de dimineață, un picuț mai mult, că m-a ajutat destul de mult. Și ca de obicei Blue, bunul samaritian. Trebuie să-i dăm și, credit, și lui credit, adică la cât o săpat aici cu mine și la cât... la câte lavă scos, trebuie să-i dăm și lui credite. Bineînțeles că numai bine de-aia am făcut ferma de fier, care produce fier în continuu ca nebună, adică distruge orice normă. Și după cum puteți să vedeți și voi, am refăcut nebuniile astea, pur și simplu o trebuie să le ajustez un picuț. Da, e ok. Și am săpat toată chestia asta. Bineînțeles, acum o să trebuiască să mai facem pereții, să mai săpăm bucățica asta. Avem de săpat bucățica asta de aici, care, dacă bine văd eu, trebuie să mai facem încă vreo 4 mașini și suntem ok cu toată nebunia asta. Poate chiar 3. Nu știu sigur dacă o să am nevoie de asta de aici, de pe colț. Da, nu știu, vedem pe parcurs ce și cum. Și după aia o să avem de făcut bucata asta de aici. Și după ce facem bucata asta de aici, care o să meargă mult, mult, mult mai repede decât o mers nebunile astea două laterale, o să trebuiască să facem, uite, aici bucata asta la altă. Practic de aici, de la ferma de fier încolo. Dar mai întâi de toate o să trebuiască să mutăm de aici nebunia asta. O să trebuiască să mutăm portalul, unul la mână. Și pe lângă faptul că o să trebuiască să mutăm portalul, o să trebuiască să mutăm și toate nebunile astea. De enchanting table-ul ăla nu prea mai avem nevoie și cuferele și toate astea, e bine, sunt chestii de bulk storage sau de aia avem nebunia aia acolo. Practic, easy peasy, le-am squeezy de mutat, nu avem nu știu ce mare chestie pe aici, o să mutăm toată insula asta și o să fie drăguț. Stau acum și mă gândesc un picuț unde să mut portalul, aș putea să-l mut acolo sus, unde stau eu de obicei AFK, să fac practic o zonă sau ceva unde să fie portalul, sau aș putea să-i fac o clădire lui special undeva, da, nu știu, la chestia asta o să ne gândim pe parcurs. De îndată ce ne apucăm de chestiile astea, ne gândim și vedem ce și cum și de ce și când și unde. Însă, în altă ordine de idei, am fost un picuț pe la spawn și m-am distrat un picuț cu Buraga. O să vă las cu niște secvențe de acolo, după care o să ne apucăm la spital de construit liftul respectiv, care e foarte, foarte easy. Din ce am găsit eu, e foarte ușor. Deocamdată o să-l construim, nu o să-l și amenajez. O să fac numai câteva chestii pe acolo, să-l fac să fie funcțional cât de cât. Și pe viitor...
Probabil în episodul următor o să încerc să îl amenajez un picuț în așa fel încât să fie A-OK. Practic o să, da, o să vă arăt, știți ce, rămâneți cu clipul cu Buraga și revenim după aceea ca să discutăm despre ale alte lucruri. Buraga practic vrea să-mi explice cum o reușit să strice a doua ușă de pe server. Deci practic. Da. Așa. Bine, nu spărsesem. Ideea e în felul următor. În loc să... Stai, nu mai călcat pe ala un pic, stai așa. Era ceva de genul ăsta, așa. Nu, ai călcat... Stai. Așa. Acum ai repar... Ce? What? Puf. 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 Așa. De ce nu se mai strică? Come on. Nu pot să cred. Nu deci pot să-mi imaginez. Nu știu. Ah, uite de ce. Mm. Am scalat un bloc de... Da, știu. De deci, practic, ideea e că ușa era închisă. Deci ușa era închisă. Gata, uite, am stricat-o, gata, yes. A, și acum când dai pe ăsta se închide. Exact. Și după aceea se deschide iarăși. Nu, numai când n-a spart blocurile. Păi, da, practic, ce e așa greu? Spargi blocurile și... Nu, clar, am stat să repar, nu-i bai, nu știu cum reușesc că e performanțe de genul ăsta. Da, și ca să nu mai reușească el performanțe de genul ăsta, gen, i-am făcut ușa indestructibilă a lui Buraga. Deci n-aveți cum. Asta nu poate să strice ușa asta cât o trăie el. Asta o să rămână monument al serverului, ușa indestructibilă a lui Buraga. Eu aș găsi o metodă să o strig. Nu, fără topor, că aia nu înseamnă să o strici, aia înseamnă să o spargi, să o distrugi. Dar nu poți strica, deci o deschizi, intri pe ea și o închizi. Și de pe buton, uite, ți se închide și în spatele tău. Are butonul, știi? Mhm. Uai, ce idee mi-ai dat, puf, iată. Dăm 5 minute și vrei să arăt că stric ușa? Du-te, 5 minute, te aștept aici. Am început să număr. Asta o să fie tema ta până la sfârșitul sezonului, să distrugi ușa asta. Doar folosind-o. Sau, fii atent aici. Deci avem așa, până acum ai găsit două metode ingenioase. Una cu TNT-ul, că practic poți să pui un TNT aici lângă butonul ăsta și să activezi TNT-ul. Da. Bun, deci așa putem să stricăm ușa. Ok. A doua ar fi să faci un sistem cu pistoane care să tragă blocul ăsta de sub și ai strica ușa, iarăși așa. Bun, deci așa. Ai până acum ai două metode. Să și te vedem dacă... Câte poți? Ok, bine. Bine, una dintre ele ar fi, desigur, easy peasy lemon squeezy cu toporul să-i dai salam. Așa, deci eu trebuie să mă găsesc încă trei metode pe care câte metode mai pot ca să distrug ușa asta, da? Deci până acum cea mai bună metodă a fost aia, ideea cu pistonul, să tragi blocul de sub ea cu un piston și să strici ușa. Iată, ne-a ajuns și la locul cu pricina, dragii mei. Schema e destul de simplă, adică e super, super easy toată nebunia asta. Tot ce trebuie să facem este să coborăm momentan jos și acum, că ziceam ceva despre chestia asta. E bine, liftul ăsta o să meargă doar de aici, acolo, de aici, acolo. Deci o să te ducă practic din garaj până sus. Cam aia e toată șmecheria. Deci n-o să fie pe etaje sau să te ducă în... în cuca măcăi la următoarele etaje. Din ce cauză? Am vorbit și cu Blue despre chestia asta. Și ca să faci un lift cât de cât realistic, cu pistoane, cu flying machine și așa mai departe, care să suprească la mai multe nivele și să te ducă la un alt nivel și la alt nivel și la alt nivel și la chestii genul ăsta, îți trebuie foarte, foarte mult, foarte mult redstone. Și pentru a face foarte mult redstone, ai nevoie de foarte mult spațiu. Spațiu de care nu prea dispunem în momentul de față, cel puțin aici, nu dispunem de el. Oameni buni, ne-am cam aranjat un picuț zona în care o să facem toată nebunia asta și acum chestia o să fie în felul următor. Ca să faceți toată schema asta, aveți nevoie de vreo 5 pistoane sticky, cam așa, ceva de genul ăla. Și o să aveți nevoie de vreo 7 bucăți de slime blocuri. Nu funcționează, din păcate, cu... honey blocuri, am încercat, nu iese. So, aici aveți shaft-ul de 3x3 și ăsta e mijlocul, practic. Dacă ne uităm în sus, ăsta e fix centru chestia asta.
decalat de la centru cu un bloc, o să puneți un bloc de... A, da, stați așa un pic, înainte de toate chestiile astea. Aici o să vă stea, practic, vouă liftul pe marginea asta. Și de la aia o să trebuiască să aveți 1, 2, 3, 4, 5, incluzând blocul de obsidian. Acum, din centru, decalat un picuț în dreapta sau în stânga, nu are nicio importanță, o să trebuiască să puneți blocul de obsidian, peste el două blocuri de slime. Deasupra la blocurile de slime o să avem nevoie de două sticky pistonuri, fix deasupra la blocul de obsidian o să vină unul cu fața în sus, dincoace lipit de el unul cu fața în jos. După care deasupra lor o să mai punem încă două bucăți de slime. Ok. Așa. Și deasupra la blocul ăsta unde nu este obsidian o să avem un sticky piston pus cu fața în sus. După care, fie îl puneți așa, fie așa, cum vreți voi, o să aveți o linie de 3 blocuri de slime. Și aici, bineînțeles, o să o faceți podeaua. Eu am ales să o fac cu portocaliu, acum nu știu, vedem noi cum îi convine lui Blue, o să o schimbăm dacă e sau așa mai departe. Și deasupra, peste slime, o să avem un carpet din ăsta de 3 bloculețe. Super. Acum, ca să nu se miște liftul, o să punem chestia asta acolo. Nu aș fi putut să fac toată podeaua din slime blocuri și după aceea să pună gen carpet peste ele, pentru că nu mai mișca asta deloc. Dacă calculăm așa, avem astea 3, cu astea 3, cu astea 3 sunt 9 și cu astea alte 3 de aici de sus sunt 12 blocuri și mai mult de 12 blocuri cred că nu poate să miște slime-urile respective. Cred că aia e problema, nu 100% sigur, dar am încercat, nu funcționează. Bun, acum că suntem aici pe chestia asta, fix unde blocul de obsidian, în fața lui o să punem două blocuri, uite așa, și o să avem un observator, un observer cu un bloc mai sus de el, îndreptat cu fața încolo și cu spatele înspre blocul ăla de slime. După care, dincoace pe partea asta altă, deasupra pistonului, o să facem exact aceeași chestie. Deci ne ducem un picuț mai sus, pac, pac, și punem un observer. Ăla-i. Excelent, doamnelor și domnilor. Și acum ce trebuie noi să facem este să ne facem un sistem care să pornească toată șmecheria asta. Și eu am pus, uite aici, un butonaș. Dacă îl vedeți voi, perfect, exact acolo. Și fix de la butonul ăla noi o să luăm un impuls cu pistonul ăsta. În fața, sub piston, pardon, o să avem un observer îndreptat cu fața încoace spre perete. După care sub el o să punem un bloc. Uite așa, și încă unul, pe ăsta putem să-l spargem. Deasupra pe blocul ăsta o să avem un power rail. Uite aici avem și power rail-ul. Perfect. Și sub power rail, uite aici, o să punem un bloc jos de tot și încă unul aici. Și o să punem o bucățică de redstone cu un repeater pe full tick. Perfect. Acum că am rezolvat chestia asta, dacă venim noi aici și spargem ăsta și apăsăm un buton, practic liftul nostru o să ne ducă până aici sus. Acum, cum de se oprește liftul aici sus, vă întrebați? E bine, dacă puneți voi un trapdoor aici, exact ce ziceam mai devreme, chestia asta nu poate să ducă mai mult de 12 blocuri și în momentul în care la cele 12 blocuri pe care le avem noi aici se mai atașează încă un bloc, ăla fiind trapdoorul ăsta, din păcate mecanismul nu mai funcționează. Și acum trebuie să facem noi exact aceeași chestie ca să putem să ducem ăsta înapoi. Uite aici, pac, pac, bun, perfect, și trebuie să ne apucăm de spart la toată nebunia asta pe aici, așa. Hei, după cum ați văzut, am activat deja prostiuța asta și s-a dus singur în jos, ceea ce e ok, e super ok. Bun, mai avem de spart încă un picuț, uite așa, și o să avem, bineînțeles, din nou aceeași chestie. Sticky pistonul, aici putem să spargem blocul ăsta și blocul ăsta, perfect. Putem să punem o torță acolo ca nu cumva să se întâmple ceva, să spanueze vreun jmecheraș pe acolo. După care avem un observer, uite acolo. Perfect. După care sub observerul ăsta avem un bloc. Și pe blocul ăla avem un power drill. Și acum nu știu sigur dacă mai am loc. A, nu prea mai am loc aici. Oh, mic spațiu ăsta să-ți bagi piciorul. Dar am putea să facem aici cumva să intri numai pe aici, pe mijloc. Mă gândesc eu. Cred că am putea să facem treaba aia. Și să punem butonul cumva, nu știu, în altă parte și să tragem de acolo. Nu se pune problema, se poate rezolva aia. Chestia e foarte ușor. Da, gen, să fie așa ceva. Și blocurile astea, bineînțeles, se pot schimba, nu e o problemă așa de mare.
Da, trebuie să fie neapărat așa chestia asta. Și aici să avem gen redstone și aici, bineînțeles, un repeater pe full delay. Perfect. Și acum dacă am făcut chestia asta, e bine noi când o să venim aici, bum, apăsăm pe buton, liftul ne duce sus, vedem toată mățăraia de acolo din păcate, și aici când apăsăm pe buton, atât timp cât nu stăm pe centru, suntem A-OK. Ah, și cam asta e liftul. Practic. Practic cam asta e toată șmecheria cu liftul. Pac, pac. Easy peasy, lemon squeezy. După cum ziceam, să nu stăm pe ăla în momentul în care ne duce liftul în jos. Aia e toată schema. Și prostia asta nu prea avem cum să o mascăm, din păcate. Nu prea avem cum să o mascăm pentru că trebuie să activeze chestia asta. Și dacă nu activează chestia aia, e bine, suntem cam distruși. Dar asta e așa că sunt eu curios de o treabă. Practic mie îmi trebuie o chestie care să se aprindă în față la ăla, nu? Dacă eu urc, uite așa, și iau un buton și activez power drain-ul ăsta. Liftul practic funcționează. Băi, sunteți nebun la cap, deci nici măcar nu am nevoie de toată șmecheria asta aici. Mamă, nu-mi vine să cred. Pufule, ce om al redstone-ului ești tu, mă băiatule? Deci mie practic îmi trebuie aici, de exemplu, un redstone lamp, care nu știu sigur dacă am. Da, nu am. Sau pur și simplu o torță de redstone, nu prea are importanță. Orice, să fie un bloc care să activeze toată schema asta, dar preferabil ar fi să fie un redstone lamp, ca să maschează bine toată schema asta de aici. Băi, oameni buni, liftul nostru este gata și practic poate fi chemat bidirecțional, ca să zicem așa. Da, blocul ăla o să lăsăm acolo. Și după aia văd oamenii cum, ce și cum fac. Deci, putem să-i dăm drumul de aici, să ne ducă sus, easy peasy lemon squeezy, după care putem să-l chemăm înapoi tot de aici. Și putem să facem exact aceeași chestie și de sus. Singurul lucru care mă deranjează e faptul că se ridică astea prima dată și de-abia după aia se pornește toată schema. Ok? Și acum dacă dăm pe ăsta, practic putem să trimitem liftul jos. Și dacă este jos, bineînțeles că o să putem să-l chemăm și înapoi sus. Sau nu putem? Ce s-a întâmplat? Ceva pe aici 100%. Ideea este că eu am folosit ca să chem lifturile, ca să chem liftul practic, am folosit guștere din astea de observare și s-ar putea să existe posibilitatea să interfereze cumva toate schemele astea între ele. Ia să vedem dacă apăsăm acum. Nu, exact aceeași chestie. Ceva undeva nu pușcă. Și destul de nervant când nu pușcă ceva undeva. Ok, mare bubă cu restul, nu înseamnă că pe aici. Să fii tu oare de vină? Bloculețule? S-ar putea? Nope, aparent nu el de vină. Well, e bine, dragii mei, cred că cam asta o să fie pentru episodul ăsta. Eu o să mi-au rămas bun aici de la voi și o să mai stau să mai bat un picuț capul cu toată șandrămaua asta de aici. Cred că dacă îl sparg pe ăsta și pun un observer în loc la chestia aia și urcăm iar aici și apăs pe ăsta. Nu, exact aceeași trebuie, exact aceeași treabă face. Ceva undeva nu-i convine. Da. Păi, după cum ziceam, eu o să-mi iau rămas bun de la voi aici, cam atâta pentru episodul ăsta. O să stau să mai bat capul un picuț cu liftul ăsta, să vedem care e schema și de ce nu face el ce vreau eu să facă. Și noi o să ne vedem cel mai probabil pe episodul următor. Până atunci, v-am țucat, aveți grijă de voi. Toate cele bune!